după cum am spus, ne aflăm sub incidența unei avertizări meteorologice de cod galben. Observăm, practic, zona, jumătatea nordică a țării, pentru că în această parte ne așteptăm ca începând de la ora 14 și până mâine dimineață la ora 8, în Maramureș și în Crișana, în Banat, în vestul Transilvaniei și în zona Carpaților Occidental, să înregistrăm cantități de precipitații care să se situeze între 20-25 mm pe metru pătrat, în timpul chiar mai mult, să avem viteze maxime la rafala ale vântului peste 55-60 de km la oră, la peste 70 de km la oră. În ultimul rând, după cum observăm, fenomenele sunt în extindere în cea mai mare parte a țării, începând din această noapte și până luni, când vorbim practic de intensificarea și transportul masei de aer reci dinspre partea de nord-est a Europei, și transformarea treptată a precipitațiilor sub formă lichidă de la Lapoviță, da, în nisoare, mai ales la început în Moldova, cu extindere special înspre partea de sud-est și sud a României. Dacă în Moldova vom vorbi astăzi de temperaturi maxime undeva între 4-6 grade, mâine dimineață deja masa de aer va fi una mai rece, vor fi temperaturi negative și practic pe parcursul întregii săptămâni care va debuta, vom vorbi de la o zi la alta de temperaturi în scădere, atât la nivelul maximelor cât și la nivelul minimelor. Începutul săptămânii viitoare va avea valori maxime negative în toată țara. Vorbim în special în Moldova de minus 10, în zonele de presionare minus 15 grade, chiar și la nivelul capitalei undeva la minus 7, minus 8 grade. Este posibil să avem ninsori, vom vedea într-o primă parte a acestui episod, mai ales că încă masa de aer cald este prezentă. Este ciclonul care aduce precipitanții începând din așa cum deja ploile sunt prezente în vestul țării cu extindere spre celelalte regiuni. Solul este încă cald. Vom vedea stratul de zăpadă, grosimea stratului de zăpadă. Dacă va fi una consistentă, ne așteptăm undeva la 15, poate 20 de centimetri în zona Moldovei, mai ales în jumătatea de nord, unde aici temperaturile vor fi mai coborâte. Dar, pe măsură ce se instalează masa de aer rece în aproape toată țara, este posibil ca pe parcursul săptămânii viitoare să înregistrăm ninsori, predominant ninsori, în special în Moldova, posibil și în Dobrogea și în partea de sud-est. Vom vedea la episodul din 22-23 martie. Dar până atunci vorbim de o săptămână cu temperaturi care în Moldova, în Dobrogea, în Muntenia, să ne aducă aminte de iarnă.